boierii sunt aici, vor vorbi. Acum poftește-l mai întâi pe roată. Bine ai venit, moș roată. Bine te-am găsit, măria ta. Mă bucur să te văd sănătos și-om sta de vorbă. Dar îi văd pe boieri supărați că te-am primit înaintea lor. Adevărul e, măria ta, că nici nu-i drept! Nici nu-i drept! Nu-i drept! Nu-i drept! Nu-i drept! Dar mi s-a năzărit ca de mâine să mai întorc dreptatea și pe partea cealaltă. Că pe față am văzut-o cum e. Și și-o arăta destul la rama. S-o văd cum a fi și pe dos. Să trăiți, arteță, sereniți-mă. Dacă nu ne-am spune. Să trăiți, boierii mei. Dar vă văd supărați că l-am primit mai întâi pe moșurată. E drept că noi am fost primii. Nu-i drept! Nu-i drept! Voi ați fost primii, da. Și zici, la unire nu am fost cei din urmă. Văd că îmi dați sfaturi, dragii mei. Îmi dați sfaturi și în zilele de azi primesc multe sfaturi. Că voi sunteți gata să desfaceți unirea. Nu! No! No! Ba da! Ba da, mai ales voi. Și că nu sunteți de acord cu reforma rurală, dragii mei. Venim, alteță, cu cele mai respectoase gânduri să vă spunem din partea majorității deputaților care reprezintă voința țării doleanțele privitoare la legea rurală. Știu doleanțele voastre, domnilor. Le știu foarte bine, dar uitați-vă la moș Roată. El, moș Roată. Ion Roată, cu toți ionii lui din cele două regiuni. Acești moldovalahi. Ei au făcut unirea. Ei au avut puterea să se lupte pentru unire. Nu-i așa, domnilor? Nu, nu, nu singur. Dumneavoastră ați făcut unirea, dar nu singur. Domnilor, domnilor, știu doleanțele voastre foarte bine. Le știu. Și domnul prim-ministru aici de față le știe foarte bine. Domnule prim-ministru, dar când noi, din sincera noastră pornire, venim să dăm libertate țăranului să se învoiască cu moșierul? Da, știm, știm. Doleanțele voastre, domnilor, dorite lovind principiile de bază ale legii rurale, prin așa zisa tocmeală de bunăvoie. Prin așa zisa tocmeală de bună voie, lipsind pe țăranul cultivator chiar și de drepturile lui de până acum. Drepturile ni l-au luat! Voi vreți să le luați drepturile! Mă faceți să-și râde naivitatea cu care voița ne îmbrobodi. Apoi dumneavoastră, domnilor, priviți totul ca pe o chestiune de avere. Pe când noi o vom trata ca pe o chestiune de bunăstare. De forța acestor milioane de români. Exact! Români pe care dumneavoastră, când îi vedeți strânși în curtea mitropoliei, ziceți că au fost aduși de poliție, iar nu că au alergat la adunare spre a cere drepturile. Exact! Trăiască poporul român! Să ne unim! Trăiască poporul! Trăiască unirea! Trăiască unirea! Vrem unirea! Să ne unim! Ura! 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 Să vă aud acum și pe voi cum vreți unirea și o grăiți din toate gurile! Trăiască unirea! Trăiască unirea!